Președintele Consiliului Județean Argeș rămâne internat la Spitalul Floreasca. Medicii spun că mai are nevoie de câteva investigații cardiologice. Așa că, deocamdată, Constantin Nicolescu rămâne sub monitorizare la terapie intensivă. Florentina Ilie are detalii. Florentina, te ascultă. Bun găsit! Medicii au stabilit că Nicolescu rămâne și astăzi internat la secția de cardiologie a Spitalului Floreasca. El va fi supus unor noi investigații medicale și mâine doctorii vor stabili dacă acesta poate fi externat sau nu. Cadrele medicale au spus că se simte bine, este stabil, dar starea lui este ușor problematică pentru că este un pacient hipertensiv sub tratament și în urmă cu ceva timp a fost supus unei operații pe cord deschis.